Bună ziua, oamenii noștri frumoși! Bună! Astăzi ne-am decis să facem un vlog mai special în care să vă prezentăm apartamentul nostru în care momentan nu stăm, dar o să ne mutăm cu fata noastră când o să se nască. După ce o să se nască, la ceva timp? După vreo 3 luni, ca să avem și noi ajutor din partea familiei, să puteți să obișnuim și noi cu copilul, să vedem cum ne descurcăm cu el. Abia atunci o să ne apucăm. O să ne mutăm. Mă rog, tot aia. Mâncăm. Ce vreau să zic, a durat mult să-l facem, dar l-am luat de la zero, dar prin muncă și ajutorul familiei și din partea mea și din partea Adinei am reușit să realizăm ceea ce o să vă arătăm și vouă. Suntem foarte încântați și vrem să împărtășim bucuria cu voi. Bună, am ascuns afară ca să vă arăt de unde este intrarea. Aceasta este ușa. Intrăm direct în sufrageria noastră, care arată cam așa. Wow! Ce puteți să spuneți despre această canapea? Această canapea am ales-o eu, bineînțeles. Mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult culoarea, mai ales că are bilicelele astea pe care le ador. Am așteptat cam vreo 3 luni după ea, dar este ok. Bine că a venit! Da! Mulțumesc lui Dumnezeu! Am făcut draperiile în același ton cu canapeaua și mulțumesc lui Dumnezeu că s-a potrivit de minune, pentru că am avut foarte mare emoții când le-am cumpărat. Și cu masa aia de gnom ce faceți? Această masă a cumpărat-o soțul meu, speram să fie una mult, mult mai înaltă. Nu prea îngusturi. Pe care să o punem în fața canapelei atunci când vine cineva pe la noi să servim o cafea sau nu mai știu eu ce servim. A trebuit să improvizăm puțin, să-i punem niște picioare ca să fie un picuț mai înaltă, dar câta bârtică aveți. Cred că o să fie, cred că o să fie o masă pentru Zeynep la care o să deseneze ea sau nu știu ce o să facă. O să vedem ce o să facem. E bun, e bun. În partea cealaltă? Aici încă nu este finalizat. Vrem să facem un dressing în care o să-și pună fetița hăinuțele, în care o să adică acolo ea, sau în partea cealaltă? O să vrem să anulăm acest calorifer, încă n-am făcut lucrul ăsta pentru că e un pic complicat și trebuie să vorbim cu cineva autorizat, mă rog, înțelegeți voi. Acest cuier o să-l mutăm în partea asta, sub această chestie, și care o să vină cam până aici, de aici până în partea aceasta o să vină dressing-ul. Ce mișto aveți alea acolo? O să fie ascunse în dressing, momentan nu-l avem. Baia nu este încă gata, aceasta este baia, nu am mai schimbat ușile, acestea așa au fost, am făcut mici modificări. Bineînțeles că am schimbat toaleta, cada, dușul, să fie toate noi, pentru că așa este normal. Această chiuvetă a cumpărat-o soțul meu, el a ales-o, l-am lăsat pe el să-și facă de cap. Oglinda, bineînțeles, tot. Asta are șmecherie, stați așa că v-am arătat imediat. Zang. Tot. Wow! Cine a luat-o pe asta? În care o să mă machez eu și o să mă văd foarte, foarte, foarte cute. Și asta e de aici? Ha! Da, am pus da. Și o lustră acolo deoarece erau niște găurele pe care am vrut să le astupăm mai mult. Acesta l-am făcut noi, nu prea s-a potrivit culoarea, dar nu am găsit ceva. De fapt se potrivește cât de cât, că și în faianța aceasta pe care nu am schimbat-o avem tot un ton de maro ca și geamurile, ce pot să vă mai zic? Ne-am dorit foarte, foarte mult să renunțăm la cadă și să punem un duș, doar că... Mai mult eu, tu nu vrea. Da, el. De fapt, mi-am dorit și eu în același timp, doar că am gândit că pentru fetițe este mult mai util o cadă, când o să se joace, ea știți voi, cu colăcel, cu rățuște, cu spumă și așa mai departe. Și de asta am pus dușul acesta, ca să fie un fel de 2-in-1, să zic așa. Am înțeles, asta este cameramanul, vă pupă fratele. Da. Aici avem un port prosop vrăjeală nebunie. Aici ne-am făcut, de fapt aveam alt plan cu acest dulăpior, doar că soțul meu știe să măsoare atât de bine încât a greșit măsurătorile. Trebuia să vină undeva pe aici și văzusem eu o poză interesantă să lipim asta de perete, să vină aici, să-mi pun prosoape și chestii, dar s-a încadrat la fix după ușă și mi-am pus câteva obiecte, cum ar fi
șampoane, deodorante, geluri de duș, bla bla bla. Eu zic că arată bine, voi ce spuneți? Eu zic că merge. Atunci când am făcut toaleta aceasta suspendată, care a fost un pic complicată. Wow! Bineînțeles, ne-a ajutat toată. Și e și curat pe jos. Așa. Am avut ceva probleme pentru că am inundat toată baia, deoarece s-a spart o conductă care era undeva în perete, dar... Trage și aia să vedem cum se vede. Asta a cumpărat soțul meu, doar modelul ăsta l-a găsit. Te trage până la capă, că se vede frumos. Talent! Băi, dar ce sos tare ai! Bravo, lui! Lustrele, atunci când le-am primit, a fost ceva o încârceală la firele acelea și de fapt trebuia să arate în alt mod, o să vă arăt pe parcurs că o să le schimbăm, adică trebuia să fie una mai lungă, una mai scurtă, dar le-am greșit când le-am montat și au rămas așa. Ăla ce e acolo? Acesta este un dulăpior pe care l-am făcut ca să ascundem o țeavă care mi-a deranjat foarte rău și am vrut să facem altceva cu un rigips, așa, în fine, să modificăm peretele, dar am ales să facem un dulap și e depozitare. Mult mai bine pentru că avem spații de depozitare, pot să vă arăt că... Mă bucur că te-ai descălțat. Aici mi-am pus eu 2-3 gentuțe. Că încă nu ne-am luat toate hainele. Am adus câteva chestii pe care să le avem aici. Aici? Ce puteți să-mi spuneți despre acest perete? Acest perete l-am făcut pentru cât că... Cât acolo, bebe? Așa. Rada a vrut să-l facem negru, dar nu am găsit culoare. Și ce credeți? Aceasta este o culoare creată de noi din un gri deschis. L-am tot închis. Am făcut niște tonere pe acolo. Am adăugat, am amestecat și a ieșit culoarea aceasta. Ce am găsit explicându-vă? Această bibliotecă... Am găsit-o la reducere. Sincer, cei drept și ne-am grăbit un pic. Scuzați-mă dacă se vede aici un pic așa, dar am ăla spart. Ne-am grăbit un pic cu unele chestii, pentru că după am văzut unele și mai drăguțe, dar cred că se potrivește și este perfectă pentru început. Acesta este premiul de la Puterea Dragostei. Și aceasta este o chestie foarte, foarte drăguță cu noi doi, pe care am primit-o cadou și se schimbă așa multe. Și asta este Xbox-ul meu unde mă joc FIFA. Și acum nu mai știu să închid ce trebuie. Ține apăsat. Gata. Haide să mergem la bucătărie. Nu, hai mai târziu. Hai mai târziu? Da, hai surprindere. Păi cred că deja s-a văzut cum mai treceam. Acesta este dormitorul nostru. Tam, taram. Patul pe care, bineînțeles, tot eu l-am ales. Iar este foarte, foarte drăguț, deși acum dacă mă întrebați, aș fi dori să fie altă culoare, pentru că deja avem și în cealaltă parte același pat, adică, mă rog, același pat, același model de pat și m-am cam plictisit cu sunt de ce aici. Sale acolo? Este căruțul fetiței care încă nu este montat și l-am adus aici ca să nu mai ocupăm spațiu în cealaltă parte. Acesta este un dressing pe care la fel l-am găsit pe internet și sunt destul de mulțumită de el, pentru că are compartimente foarte drăguțe. Aici este o parte din... Ne arăt și în partea stângă? Hainele mele. Ale mele sigur sunt braiște. Este partea mea, nu știu dacă o să-mi fie suficientă, pentru că nu mi-am adus nici măcar un sfert de haine și deja este aproape plin. Auci, stați că am tras foarte tare de el. Iar la tine ce poți să arăt? Asta e partea ta, dar e goală. Aia, la mine nu, că adică n-ai să... Adică nu e goală, ai și tu 2-3. Trebuie să le ungem cu vaselină, scuzați-ne. Nu le-am folosit deloc și tocmai de-aia se și aude. Aici este cădița pentru fetiță. Căruciorul. Această comodă este făcută pentru ea, dar încă nu i-am adus lucrușoarele aici, pentru că nu locuim aici. Am diverse cutii din acestea, foarte multe, dar încă nu le-am pus pentru că le-am în cealaltă parte. Televizorul pe care tot soțul meu l-a cumpărat și am obosit. Nu știu dacă vedeți, dar este imens. Televizorul? Da. Se putea și mai mare.
Da, treacă meargă. Iar acestea sunt draperiile pe care tot noi împreună le-am ales. Sunt negre, sunt foarte, foarte drăguțe. Nu știu cât de bine se vede în videoclip. Au un material foarte drăguț. Nu am ales catifea ca în sufragerie pentru că am înțeles că catifeaua strânge praful și așa mai departe și dacă fetița o să doarmă aici nu este în regulă pentru ea. Iar acolo avem un aspirator care se încarcă ca să facem curățenie după ce plecăm. Iar acum, surpriză, bucătăria care a fost desenată și proiectată de mine. Wow, asta voia, abia aștepta să zic asta. Aceasta este bucătăria noastră. Holy fucking shit! Ce bucătărie frumoasă! Normal. Aici am ascuns centrala pentru că mă deranja foarte tare să se vadă. Puteți să ne arătați? Bineînțeles. Aici am două rafturi în care am pus câteva chestii. Nu știu dacă avem chiar tot ce ne trebuie, dar... Aici la fel sunt câteva cutii cu păhărele. Noi pentru că... Acolo e centrala. Centrala. Foarte frumos. Blatul pe care l-am ales împreună. Am avut de ales între trei modele și am rămas la acesta. Ne-am pus niște jaluzele albe, un suport de pahare și urmează să mai pun încă două, dar încă nu le-am primit. Aici este morta. Hello! Plita. Este puțin în colț, dar n-am avut cum să o fac altfel. Și era singura modalitate de a pune, pentru că erau țevile aici, n-am putut să modificăm. Aici din nou avem un sertar în care avem câteva chestii, un set de cuțite, mă rog. Acolo niște păhărele care sunt despre fata noastră Zeynep. Astea sunt primite. Da, pe care le-am primit de la cineva și pe acelea cu Zeynep. Ăla e un set de cuțite frumos cu o mânușă. Bun. Aici, aveți? Aici este un coș de gunoi și câteva soluții de... Am înțeles. Nu e nimic interesant. Aici se află mașina de spălat, care am vrut să fie incorporată pentru că, ce credeți, am cumpărat una, nu s-a potrivit, a trebuit să renunț la ea și așa mai departe. Acesta este un dulăpior care se deschide așa într-o parte și aici am foarte multe chestii ambalate pe care o să le scot atunci când o să ne mutăm, că încă nu e cazul. Bun. Acesta este un Jolly. Jolly Dance. Uite că tot întrebai tu că nu avem chestii, ulei de măsline. Pe cum să nu avem noi, Doamne fereastră. Parte. Aici o să pun condimentele și, mă rog, o să văd eu atunci. Cuptorul pe care la fel am incorporat. Cuptorul cu microunde. Shit. Aici este un dulap la care eu nu o să prea am acces, de aceea este și gol pentru că sunt foarte scurtă și nu ajung. Adică nu chiar foarte scurtă, dar e el foarte înalt. Jos ce aveți? Aici mi-am pus farfuriile, deși acestea trebuia să se afle undeva deasupra de chiuvetă, dar având acolo geamul nu am putut să le punem și am găsit eu o soluție până la urmă. Aici am niște tocătoare cu un compartiment de, cum se numesc, condimente. Aici la fel niște chestii tăvi pentru brioșe, că vreau să-i fac fetiței. Aceasta este o insulă pe care o să mâncăm noi. Am avut și o masă la un moment dat, dar am renunțat la ea. Unde am linguri, furculițe. Aici am prosoape nebunii. Chestii pentru bucătărie. Acesta este gol încă. Aici la fel am câteva chestii, încă nu le-am aranjat complet. Îmi place foarte mult cum se închide. Da, cel mai tare e că atunci când ai nervi și vrei să trântești, se trântește. Nu se trântește, ai dat tu prea tare. Uite. Mă rog, și-a Nu, aici. Vă arăt aici. Mai mult că și acolo trebuie să fie. Nu, uite. Hați. Da, mă rog. Gionale. Scaunele acestea momentan sunt în plus pentru că le-am avut, deoarece nu aveam scaune și dacă mai veneam pe aici trebuia să stăm și noi undeva jos, vă dați seama, dar le-am comandat pe acestea care sunt speciale pentru insulă și sunt foarte, 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 foarte drăguțe. Aici este un frigider care este aproape cât mine de înălțime, pot să zic.
Bine, nici nu o să termine, trebuia să fie foarte mare, pentru că nu știu cât o să... E gol, n-avem ce să vă arătăm la frigider, sincer. Da. Cel mai mult îmi place asta, această ușă în care atunci când a venit mama mea a dat cu capul, pentru că n-a văzut-o. Dacă e foarte curată cum e acum, nu știu ce să facem cu fetița, probabil o să stea doar deschisă, pentru că e o sticlă și nu se vede. Deja ai murdărit. Ha! Îmi place foarte mult că nu se aude, adică dacă suntem în balcon sau în bucătărie, poate să mă și strige cineva că nu. Nu se aude absolut nimic din această ușă. Iar acum... La piece de resistance. Partea preferată și locul preferat al soțului meu este balconul, care este, zic eu, destul de mare. Holy... Jaluzele care nu vă mai zic că ne-au costat o grămadă. Aici este locul în care trebuia să am eu, de fapt, o toaletă de make-up, dar a trebuit să renunț pentru că a trebuit să-și aducă calculatorul și așa mai departe, cu microfon și tot ce vedeți voi pe aici. Am pus și un televizor pentru că probabil majoritatea timpului o să ne petrecem aici. Iar acestea sunt canapelele, fotolile și canapeaua, îmi cer scuze, pe care tot eu le-am ales. Super! Am obosit foarte tare, ce greu e să fac. Foarte frumos. Nu fumați, stale mele, dar nu fumați, nu vă recomandăm fumatul. Aici o să se petreacă... Adică o să petreci tu, majoritatea. Toată șmecheria live-ului aici o să fie, când o să stăm... Împreună pentru și o să muncim. Pentru că el o să stea aici, deoarece fumează și nu trebuie să fie fum în bucătărie sau în altă parte, să aibă contact fetița cu fumul, pentru că nu sunt de acord. De asta a și renunțat la fumatul mașină deja dinainte să se nască. Și ce pot să vă zic? Acesta a fost apartamentul. Nu știu dacă este complet gata, pentru că urmează să ne luăm și niște covoare și vom mai face mici modificări, dar o să revenim și probabil o să le vedeți și în alte vloguri. Aceștia am fost noi, sper că v-a plăcut. Nu uitați să pușiți butonul ăla de like, să dați un comentariu, un subscribe, pentru că vor urma și alte clipuri incendiare. Iar, înainte de toate, o să vă postăm aici câteva poze cum arăta apartamentul înainte. Pentru că acum deja l-ați văzut cum e după. Vă pupăm, respect, pace!